Binecuvântat și înălțat să fie în numele Domnului. Veniți să spunem din toată inima pentru cei care au slujit în această dimineață, Dumnezeu să le răsplătească și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amen. Este o bucurie pentru noi să fim în casa Domnului, dar ar fi bine să fie o bucurie și pentru Domnul faptul că suntem aici. De aceea, veniți să ne deschidem gurile lari și să strigăm binecuvântat fie Domnul și veni să stăm cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu ca El să ne învețe și noi, cum spunea fratele Cristi, să ascultăm ceea ce are să ne spună Domnul. Frați și surori, suntem în această dimineață la un episod frumos din viața Apostolului Pavel și m-am uitat puțin la contextul în care a fost această întâmplare cu Lidia și acest eveniment. Era după ce Apostolul Pavel împreună cu Barnaba s-au hotărât să se reîntoarcă prin cetățile unde au plantat câte o bisericuță, în cetățile pe unde au misionat și au făcut creștini și să-i întărească pe frați. Bineînțeles, vorbește cuvântul lui Dumnezeu la sfârșitul capitolului 15 că se face o ruptură între Pavel și Barnaba, întrucât Barnaba își dorește să-l ia cu el în misiune pe Ioan Marcu, cel care cu câteva capitole în urmă îi părăsise și îi lăsase de izbeliște și s-a întors la Ierusalim. Și Apostolul Pavel nu este de părere că ar trebui un om care a dat înapoi să fie împreună cu ei. De aceea Barnaba pleacă, spune cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu Ioan Marcu la Cipru și Pavel își alege pe Sila, un om trimis din partea bisericii din Ierusalim și spune cuvântul lui Dumnezeu, un proroc, și merge împreună și străbate Siria și Cilicia, apoi marea surpriză mea a fost în momentul în care capitolul 16 începe și spune în urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Știți ce s-a întâmplat când ultima dată sau când prima dată apostolul Pavel a fost la Listra? Dacă este să citim în urmă cu doar două capitole, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 19, când apostolul Pavel se află la Listra, îl că pe acel olog, propovăduiește Evanghelia, spune cuvântul în versetul 19 și 20 că atunci au venit pe neașteptate, din Antiohia și Iconia, niște iudei care au ațățat pe noroade. Fapte 14, versetul 19. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Și asta se întâmplă când Apostolul Pavel se află la listră. Acum, după ce se hotărăște să meargă iar și să cerceteze bisericile care au fost plantate, marea mea surpriză a fost că se duce în locul de unde aproape că a fost omorât de iudei, pentru că a propovăduit Evanghelia. Acum, bineînțeles că nouă, dacă ni s-ar fi întâmplat un asemenea lucru, am fi evitat cu siguranță un asemenea loc. Și am fi spus, dacă am fost în locul acela și am scuturat praful de pe picioarele noastre, că n-au primit Evanghelia pe care le-am dus-o și am fost la un pas de moarte, Acum vom evita cetatea aceasta și vom merge în alte cetate. Apostolul Pavel însă nu face acel, acest lucru. Ci se duce la listra și pe când vrea să străbată celelalte cetăți, se întâmplă episodul care a fost citit de fratele Călin cu Lidia. Am stat înaintea Domnului pentru mesajul acesta și am să vă transmit patru lucruri. Mesajul pe care îl am pentru noi toți în această dimineață l-am intitulat Vas în slujba Duhului Sfânt. Știți, la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu în faptele apostolilor în capitolul 13, versetul 2. Pe când slujau Domnului, și se referă aici la biserica primară, și posteau, Duhul Sfânt a vorbit și a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și e atât de important ca Duhul Sfânt să vorbească și să-și aleagă oamenii cu care vrea să lucreze. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, în fapte, în capitolul 9, versetul 15. Când îi vorbește Domnul lui Anania și îi spune despre Apostolul Pavel, despre Saul pe acea vreme, Domnul i-a zis lui Anania, du-te căci el, Apostolul Pavel, sau Saul din acel timp, este un vas pe care l-am ales. Să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. De aceea, mesajul pe care în această dimineață îl am pentru noi toți l-am intitulat Vas în slujba Duhului Sfânt. Și consider că este atât de important ca fiecare dintre noi, indiferent ce facem, unul cântă, altul recită, altul se roagă în taină, altul propovăduiește Evanghelia, altul are darul dărniciei sau alte daruri din partea Domnului, e atât de important să fim în slujba Duhului Sfânt. Amin? Și am văzut patru lucruri extrem de importante și aș vrea în următoarele 15 minute să vi le spun și dumneavoastră și mă rog ca Duhul Domnului să ne taie împrejur inimile și Dumnezeu să ne vorbească. Dacă vrem să fim un vas în slujba Duhului Sfânt, m-am uitat în capitolul 16, mesajul care a fost citit în această dimineață și am văzut un prim lucru extrem de important și anume, dacă vreau să fiu un vas în slujba Duhului Sfânt, trebuie să las și să-i permit Duhului Sfânt să-mi strice planurile. Probabil că unii dintre dumneavoastră nu se așteaptă să spun lucrul acesta. Cum să lași să strice cineva planurile? Noi care suntem atât de conștiincioși să facem niște lucruri la detaliu, cum să permiți cuiva să strice planurile? Însă mă uit aici, atât de important este dacă vreau să fiu un vas în slujba Duhului Sfânt, să las pe Duhul Sfânt să-mi strice planurile pe care eu le-am făcut. Pentru că El care m-a ales și vorbim ca întreg acum, vorbim de toți cei care ne aflăm în casa lui Dumnezeu, în trupul lui Hristos, atât de important este ca El, Duhul Sfânt, să conducă lucrarea. Știți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Versetul 6 este prima oară în capitolul 16 când Duhul Sfânt îi strică planurile Apostolului Pavel. Spune așa, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Versetul 7, a doua oară când Duhul Sfânt îi strică planurile Apostolului Pavel, spune așa, ajungi lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Și acum putea să spună Apostolul Pavel, dar noi am luat o hotărâre bună și considerăm că Duhul Domnului a fost peste noi și noi am vrut să mergem prin bisericile unde am mers pentru întâia dată și au fost creștini acolo, făcuți. Și vrem să întărim pe acești creștini. Și vine Duhul Sfânt și spune, nu. Trebuie să mergeți și acolo, dar mai întâi am de făcut o lucrare cu voi. Și vine a, a treia oară în, în versetul 9 când Pavel are o vedenie. Și acolo este un om, spune cuvântul lui Dumnezeu, care îi face următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. Și aici putem să spunem că e vorba despre nevoia acută a Europei de credința în Domnul Isus Hristos. Unii spun, Lidia este întâiul rod al Europei, deși cuvântul lui Dumnezeu nu spune acest lucru. Nici că este, nici că au fost alții, deși ar fi putut fi și alții înainte creștinați și făcuți ucenici ai Domnului Isus Hristos. Însă, nu asta contează. Și nu asta este important, este doar un detaliu. Este atât de important să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Și dacă noi avem niște planuri și ne-am trasat niște căi, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne conducă, pentru că el știe mai bine. Știți ce se întâmplă? Același lucru și cu Petru. În capitolul 10 spune Cuvântul lui Dumnezeu, când vorbim despre sutașul Corneliu, că îi vorbește Domnul acestui om și îi spune, du-te și trimite la Iope, la Simon Petru, să vină și el îți va spune ce ai de făcut. În momentul în care Petru are o răpire, sufletească spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 10, vede cerul deschis și are din partea Domnului o revelație. Și acum ascultați ce spune aici. El care avea niște planuri făcute. Versetul 13, un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și în versetul următor, în versetul 14, parcă sună mai rău ca și un pleonasm ceea ce a spus Petru atunci. El vine și pune în aceeași propoziție cuvintele nici de cum și Doamne. Și nu poți să spui Doamne dacă spui și nici de cum. Îi ori Domnul, ori ești tu cu planurile tale. Pedro a spus, eu am planurile mele și acum îmi urmez planurile, dar Duhul Sfânt avea un alt plan și vrea să-i strice planul și apoi, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Versetul 28. Știți, le-a zis el Petru, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu un altul de un alt neam. Și când biserica din Ierusalim îl ia la socoteală și la ros pe Apostolul Petru pentru ceea ce a făcut în casa lui Corneliu, pentru propovăduire, pentru rugăciune și pentru coborârea Duhului Sfânt peste casa aceasta, vine Apostolul Petru și le spune în felul următor: 11 cu 17. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut, spunea Petru, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Cine sunt eu să nu las pe Duhul Sfânt să-mi strice planurile? Pentru că de multe ori noi știți ce facem? Luăm de -ne, luăm nemărginirea și vrem să-i punem hotare. Luăm pe Dumnezeu și îi punem un timp, îi punem un loc, îi punem un spațiu și spunem, Doamne, programul nostru e de la 6 la 8 marțea seara. Să nu cumva să se ducă programul mai departe de 8. Spre pildă, dacă suntem la stăruință și vine Duhul Sfânt și coboară peste biserică, nu neapărat trebuie să ne oprim că e ora 8. Și un cuvânt spune atât de frumos un vers de cântare, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, amin? amin. Atât este de important să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne strice planurile. Că noi credem în înțelepciunea și în inteligența noastră că facem lucrurile cele mai bine și cele mai bune și luăm cele mai bune decizii, vine Duhul Sfânt și are de făcut o lucrare specială cu noi. Atunci trebuie să ne dăm la o parte și să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze așa cum vrea El. Dacă vrem să fim vase în mâna Duhului Sfânt și slujitori în mâna Duhului Sfânt mai întâi, lăsăm pe Duhul Sfânt să facă planul. Și dacă noi ne-am făcut planuri, ne dăm la o parte și ne zădărnicim planurile noastre, dar lăsăm Duhul Sfânt să lucreze. Un al doilea lucru pe care l-am văzut aici este că dacă vrei să fii un vas în slujba Duhului Sfânt, trebuie să profiți de prima ocazie pe care o ai la îndemână ca să-L prezinți lumii pe Domnul, pe Mântuitorul. Știți că e important lucrul acesta. Probabil că unii s-au angajat de multă vreme și încă n-au reușit într-un an, doi sau trei să spună colegilor lui de muncă ceva despre Domnul. Și sunt alții care atât de ușor, într-un minut sau două, din orice vorbă pe care ai deschide-o cu el, te duce la Mântuitorul Iisus Hristos. Știți ce a făcut aici apostolul Pavel? Spune în felul următor, versetul 13. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde încredeam că se află un loc de rugăciune pentru prima dată, prima ocazie. Și acolo vine cuvântul și spune, am șezut jos și am vorbit femeilor. Prima ocazie pe care apostolul Pavel o are la îndemână o fructifică să vorbească cu cei care sunt înaintea lui despre Domnul Isus Hristos. Atât este de important lucrul acesta. În Faptele Apostolilor, în capitolul 17, următorul capitol, îl vedem pe Apostolul Pavel la Atena. Un om care profită de fiecare ocazie pe care o are la îndemână să-i ducă pe oameni în prezența Domnului Isus Hristos. Și acolo vorbește Cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Capitolul 17, versetul 17. În sinagogă, deci, stătea de vorbă cu iudei și cu oamenii temători de Dumnezeu. În piață stătea de vorbă în fiecare zi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că în versetul 19 l-au luat și l-au dus la Areopag. Și acolo, la prima ocazie pe care o are Apostolul Pavel, stă în picioare și le spune Dumnezeul pe care voi îl cinstiți fără să-l cunoașteți, eu îl știu într-un mod personal. Și am de gând să vi-l fac cunoscut și vouă, frați și surori. În această dimineață suntem înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne dorim să fim oameni la îndemâna Duhului Sfânt, noi trebuie să profităm de fiecare ocazie și de prima ocazie pe care o avem să le spunem oamenilor de Dumnezeul nostru, de Mântuitorul. S-ar putea să nu ai parte de două ocazii cu un om în viață. Știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu Isaia, capitolul 39, primele patru versete. Capitolul 38 ne vorbește despre boala lui Ezechia și despre vindecarea de care are parte din partea lui Dumnezeu. Versetul 39 ne vorbește despre trimișii împăratului Merodac Baladan, lui Babilonului, pe care îi trimite acolo să-i ducă un dar lui Ezechia pentru că află de, de boala pe care a avut-o de, de vindecarea din partea Domnului. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Versetul 2, 3 și 4. Atât de importante lucrurile acestea. Ezechia s-a bucurat. Și spune așa, a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul, aurul, mirezmele, unde lemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visterile lui, ascultați. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu le-l fie arătat. Prorocul Isaia vine la el și spune, Ezechia, ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit dintr-o țară depărtată din Babilon. Isai a zis, ce au văzut în casa ta? Și Ezechia îi spune un lucru pe jumătate adevărat, aș spune eu. Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu li-l fi arătat. Și stă Ezechia înaintea trimișilor din Babilon, le arată tot ce are de arătat? Mai puțin pe Dumnezeul care i-a dat vindecarea și care i-a dăruit încă 15 ani de viață. Și a fost o ocazie unică pe care el a avut-o să arate pe Dumnezeul lui Israel acelor trimiși din Babilon. Frați și surori, la locul de muncă, la facultate, la întâlnirea cu vecinii, la întâlnirea cu oamenii, în afacerile pe care le avem. La prima ocazie noi trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu oamenilor Pentru că s-ar putea să nu avem o altă ocazie Și spunea fratele, fratele Vasile Damșa la timpul de rugăciune Nu știm care e următorul dintre noi astăzi Suntem în casa lui Dumnezeu Care are siguranța zilei de mâine? Dumnezeu să se îndure de noi și să ne ajute să avem acest Duh Sfânt Care ne ajută la fiecare ocazie pe care o avem să-L prezentăm Pe Dumnezeul cel viu, lumii întregi al treilea lucru pe care l-am văzut, făcut aici de Apostolul Pavel. Dacă vrei să fii un vas în slujba Duhului Sfânt, acceptă să mergi în locurile considerate de unii mai puțin importante, ca să vezi lucrările lui Dumnezeu. Știți, unii au o problemă cu asta. Nu pot să slujească oriunde. Frate, haide să mergem la Sălicea, la o seară de rugăciune. Frate, nu pot, că atâta de ocupat. Frate, haideți să mergem la juc într-o duminică, uite, e acolo o biserică mai mică și e nevoie de oameni care să slujească. Frate, nu pot. El poate, dar nu vrea să vină, că e prea mică biserica. E un, lucru, un loc neînsemnat, considerat de unii neînsemnat. Știți ce spune aici în versetul 13? În ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății. M-am dus din cetate. N-am spus eu sunt apostolul Pavel, am fost la facultatea lui Gamaliel, acum dacă este sinagogă în cetatea aceasta, mă duc în sinagogă, propovădesc Evanghelia, dacă nu, asta este. Nu. El spune, am ieșit pe poarta cetății și am mers lângă un râu, un loc considerat de unii poate neimportant sau prea puțin important. De ce să mergi acolo? Și Duhul Sfânt îl trimite acolo și el acceptă să meargă în acel loc. Gândiți-vă la Ezechiel, în capitolul 37, când acolo este prezent Dumnezeu și Duhul Sfânt. Și îl duce acolo pe Ezechiel și arată o vale plină de oase și acum unii ar spune, o biserică mică, o biserică în care nu este potențial, de ce să mai mergi acolo? Și Dumnezeu îl duce acolo pe Ezechiel și îi spune în felul următor, tu faci ce ai de făcut, prorocește cum ți s-a poruncit și o să vezi acolo un lucru acela considerat de unii de evitat. O vale a oaselor. Vei vedea lucrarea pe care numai Dumnezeu poate să o facă. Și se duce acolo și spune, am prorocit cum mi se poruncește și a venit carmea, au venit vene pe ei, a intrat Duhul în, în, oasele acelea și a fost o știre mare și continuă el foarte mare la număr. Cum într-un loc pe care unii îl consideră de o importanță mică? Vă dau un exemplu. În urmă cu vreo trei ani, dacă nu greșesc, fratele Oțu care prezent aici m-a invitat împreună cu grupul de băieți cu care slujim Domnului să mergem la Ciurila, la evangelizare. I-am promis și am zis ne vedem la evangelizare. Între timp primesc un telefon care îmi spune așa: Uite, este nevoie într-un oraș, într-o biserică mare, de un grup de cântăreți. Și am apelat la tine, și am spus: Noi am vorbit și am spus că mergem la Ciurila. Și mi-a spus fratele respectiv, e diferență mare între Ciurila și o biserică de oraș la vreo 4-500 de membri. E adevărat. Nu poți să le compari. Dacă este să vorbim, am fost la Ciurila un grup de trei și acolo erau doi. Dar n-a fost nicio problemă. Știți care a fost frumusețea când am spus nu e nevoie să mergem într-un alt loc dacă am promis că mergem la Ciurila într-un loc dacă vor fi doi. Unul să fie. Noi am promis că mergem și mergem în numele Domnului. Am mers acolo și la programul acela a fost prezent un evreu care avea o problemă în a crede în persoana Domnului Isus Hristos. Și la urmă, spre slava Domnului o spun, a venit acele evreu și a spus, în momentul în care s-au înălțat cântările acelea, a coborât Duhul Sfânt peste mine și Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod în care nu mi-a mai vorbit până acum. Și am zis, uite, cum puteam să facem o greșeală? Să promiți că mergi într-un loc și să vină un miraj, ceva mai mare și să mergi acolo? Nu. Acceptă să mergi în locurile considerate de unii mai puțin importante. Ca să vezi cum Dumnezeu lucrează, aici e frumusețea să te lași în mâna Domnului și să vezi lucrarea pe care numai El poate să o face în locurile pe care mulți le evită. Și patru și închei, timpul s-a scurs. Dacă vrei să fii un vas în mâna Duhului Sfânt și în slujba Duhului Sfânt, du-ți misiunea până la capăt. Apostolul Pavel nu se oprește doar la, la a propovădui Evanghelia, ci versetul 15 spune, după ce ea a fost botezată, ea și casa ei. Și cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 16 cu 15 spunea despre trimiterea pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut-o, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Dar Matei în capitolul 28 versetul 19 spune, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt dus misiunea până la capăt. Nu-ți postul și misiunea la care a fost chemat de Domnul. Acceptă să faci lucrarea pe care numai Domnul poate să o facă cu tine. Și vei vedea acolo mâna lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii un vas de cinste în slujba Duhului Sfânt, este atât de important, frați și surori, să ascultăm ce are să ne vorbească Domnul. Atât de important să stăm la îndemâna Duhului Sfânt și El să ne vorbească, să, să lăsăm să ne strice planurile dacă e nevoie. Nu e nicio problemă, mergem pe mâna Duhului Sfânt. Să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să profităm de fiecare ocazie să-L propovăduim pe Domnul întregii lumi. Să mergem în locurile considerate de unii de evitat sau mai puțin importante. Ca să vedem mâna Lui Dumnezeu și modul în care El lucrează. Și patru, să ne ducem misiunea până la capăt. Nu ne oprim la jumate. Psalmul întâi spunea, tot ce începe duce la bun sfârșit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.